Bună ziua! Dacă urmăriți campania UE pentru Moldova Rural, atunci v-ați obișnuit cu mine. Eu sunt Ana Smolnitsky și colind țara în căutarea unor istorii de afaceri de succes. Descoper oameni, antreprenori, curajoși, care lansează afaceri în cele mai neașteptate locuri. Astăzi, de exemplu, mă aflu în orașelul Rezina. Sunt la Golden Spa, la o salină artificială, amenajată de soții, dar mai cu precădere, să zicem, de doamna Irina Bordian, care este chiar lângă mine și care a avut un drum presărat cu sare, la propriu și la figurat, pentru a ajunge la împlinirea visului ei, pentru a lansa această afacere. N-a fost drumul deloc dulce. Am înțeles că la un moment dat erați și pe punctul de a renunța la această idee. Și toată treaba stătea, vorba ce, finanțele cântă romanțele, da? La noi în Moldova cel mai bine o fac, finanțele. A fost complicat din punct de vedere financiar până v-ați gândit dumneavoastră că ați putea beneficia de suportul Uniunii Europene. Dar cum sună asta? Un antreprenor din orașelul Rezina, o afacere micuță, poate să aibă un număr atât de puternic al Uniunii Europene prin prisma unor programe. Spuneți-mi dumneavoastră mai multe, ce program ați accesat, cât de complicat a fost? Am accesat programul Femei în Afaceri în 2018, pentru că ne gândisem la o afacere, mă rog, pentru noi, așa cum, nu știu, cred că majoritatea din Moldova, dar făcând calculele ne-am dat seama că nu este real să facem o salină din propriile puteri. Și atunci, respectiv, am renunțat. Chiar renunțasem definitiv la idee, dar la un ceai de plante cu un prieten, el ne-a sugerat să aplicăm la un proiect, că tocmai era cu Odimul, Femeile în Afaceri. Nefiind experimentați în chestiile de gen, adică ne-am mai consultat cu niște specialiști, cu câteva persoane și am decis să încercăm. La început a fost cam, nu știu, bizar, cred că, dar ideea, pentru că nu sunt medic, nici eu, nici soțul. Nici medic, nici biolog, nu aveți treabă cu nimic. Absolut. Este sub pământ sau deasupra, da? Doar că suntem cu, eram în turism. Soțul avea o afacere în turism și având, mă rog, lumea cere plecare la mare, plecare la munte, dar au început să apară cererile pentru salină. Dar de ce nu aveți la salină? Dar de ce nu avem noi o salină? Studiind cazul salinei, atunci am decis cu soțul, dă să facem una pentru noi, așa, ca să nu ne știe lumea. Dar calculele ne-au dat peste cap ideea. Și atunci am... Cam la plus minus 300 de mii. 300 de mii? Da, de lei. Și cam cât nu va ajungea la acel punct ca să vă realizați ideea? De vreo câteva de gândit că poate renunțați. Ah, cum să-i zic? 300 de mii aveați doar sau... Sau. Sau, pentru că știți cum, banii ei sunt, dar nu sunt. Pentru că nu atunci când... Exact, s-a având afacere, e mereu... Și v-ați gândit că o să vină cumva. Și atunci când ați depus dosarul prin Odim, da, pentru suportul lui el, ce sumă ați cerut sau care este procedura? Ceri tu o anumită sumă sau ei îți oferă? Adică trebuie să ai deja cheltuielile astea făcute, investițiile făcute? Nu, ei ne-au spus că ne dau până la o anumită sumă și adică cu ideea că noi venim cu 10% din suma aia. Și ei, într-adevăr, adică ne-au dat 140.000, da, exact. 10% le-am pus noi și respectiv restul am pus iarăși noi deasupra, adică dacă este procedura, care sunt? Iată când îndeplinești dosarul. Vii cu ideea. Vii cu ideea. Cred că le-a plăcut ideea pentru că în ideea, adică noi am specificat că în zona noastră chiar nu există nimic. Este, mă rog, poate la nord, poate la sud.
sud una, dar în rest adică nu avem absolut nimic. Da, da, da. Cu toate că Rezina este considerată o zonă turistică, dar nu avem chiar spa pentru doamne, pentru domnișoare, pentru întreținerea corporală, pentru întreținerea sufletului până la urmă. Chiar nu avem nimic din chestiile astea. Și atunci am venit cu ideea. Și în aceeași perioadă, cât a durat, cât pare mi se vreo 2 sau 3 luni a durat, adică până mi s-a acceptat ideea, cu soțul tot studiam. Păi, dacă nu o să reușim în proiectul ăsta, zic că mergem înainte cu... O să facem noi încetul, de ce nu? Câte un bulgăre, câte un bulgăre, o să facem salină. Și am făcut și un mini business plan, adică pentru noi niște calcule, niște chestii, niște investigații mai aprofundate în privința sării, ci, beneficiile, contraindicațiile, da, pentru că ea la temperatura rece ajută în anumite chestii, la temperatura caldă ajută la alte boli, alte chestii. Și adică din considerentul ăsta chiar am studiat foarte mult în vara aceea, pentru că noi am depus dosarul în... hai să zic, în iunie 2018. A venit aproape de septembrie. Deci în septembrie deja aveți și când mi-a venit. Da. Și atunci trebuia să depunem business planul. Că atunci în iunie am venit cu ideea și în septembrie trebuia să venim cu business plan. Și respectiv deja din ceea ce a fost, l-am îmbunătățit și l-am făcut și a fost aprobat, spre uimirea noastră, totuși. Câte kilograme, dar poate tone de bulgări de sare aveți aici? Sincer? Ca să fie clar, avem amenajate două dăi. Da. Una e pentru relaxare, pentru adulți, da? Iar în cealaltă odaie mai mică se joacă cei mici. Da. Foarte comod. Cât părintele își face procedura, da, pentru sănătate, și pentru îngrijirea tenului, am crezut că e bună salinoterapie, da. Și pentru cei care suferă cu fărăitul noaptea, adică tot ajută la curăț, când curăță bronchiile și curăță toate căile respiratorii, el ajută și la îmbunătățește, adică respirația. Iată cât adunzi au grijă de sănătatea lor, cei mici la fel se bucură de au grijă lor. De sănătate, în timp ce se joacă. Ca atare inițial, ne gândisem că adică aici o să fie 4 persoane până la 4, adică 2-3 persoane până la 4, care vin să se relaxeze și partea acestei, dacă vin părinții cu copii, că veneau de la început, adică 2-3 mămici cu 5-6 copilași, adică se adunau din mahala sau din chestii. Acum, pe perioada pandemiei, respectiv, permitem doar familiilor, doar membrilor dintr-o singură familie, adică nu acceptăm... combinații, pentru că nu se permite. Și cel mai bine pentru noi, chiar și pentru toți cei care frecventează salină, este că în salină este recomandabil să nu se poarte mască, pentru că se respiri ionii cei de sare care sunt pulverizați în aer. Ionii de sare. Sarea ea se mărunțește atât până ajunge la ioni, dar ea devine praf. Ea devine praf. Și chiar atunci când ea crește, să fac așa, iată voi, când ea, iată, ea devine ca făină, iată, vedeți? Și ea așa se depune aici. Da, și ea se depune și, da, drumul la început a fost sărat, dar avem o afacere care e în creștere. Pentru că sarea, ea depunându-se, pulverizându-se, depunându-se, ea este în creștere permanentă, adică ea crește. Sarea asta este adevărată. Adică este naturală, da. Da. Chiar bulgării pe care i-ați plătit aici, vedem noi aici cărămizile, da, da, este natural absolut. Din sare, sunt aduși din România și din Ucraina, de la salinele naturale. Da. De unde le-ați plătit? Bulgării sunt din România, de la Salina Pride, iar cărămizile sunt din Ucraina, adică ei fac cărămizile de sare. Câte kilograme sau tone de cărămizi aveți aici? Unii mica, toată camerele astea, două conțin 20 de tone de sare. 20 de tone de sare? Exact. Ei, și apoi aceste spații mai necesită tu și îngrijirea. De exemplu, ceea ce este acționat pe jos, înțeleg că a spus dumneavoastră mai devreme că se schimbă o dată la un an, cam așa trebuie să fie schimbată. Da, ea trebuie să fie măturată totalmente 100% și după aia se înnoiește sarea. Pentru că de pereți ea se înnoiește, dar aici adică oricum... Trebuie să înnoiește mult natural, da? Da. Crește, da. Cumva se schimbă, nu trebuie... Când se pulverizează, ea crește singură, adică ea se depune și chiar observați, parcă sunt niște
niște păingini sus de, de sare, dar nu sunt păingini pentru că în sare nu trăiește nimeni. Orice, nicio vietate nu rezistă în sare. Și de-aia adică sunt păingini de sare naturală. Și ce este la dumneavoastră? Din ce localități din oameni? La moment, cei mai mulți clienți s-o tușevim din raionul Rezina. Adică din suburbii și din oraș chiar. Dar am avut și din orașul Florești, am avut niște persoane care au fost, familii care au fost, adică au făcut câte 10 proceduri, așa cum se recomandă, și au fost din Sângerei am avut. Care mi este dragă această campanie, UE pentru Moldova Rurală? Vă zic sincer, de fiecare dată descoperi oameni fenomenali care lansează afaceri și cu impact social pentru comunitățile lor, apoi comunitățile vecine, pentru oamenii care vin și se bucură de rodul afacerilor lor. Și este extraordinar că există oportunitatea asta de a avea sprijinul Uniunii Europene pentru noi oportunități, pentru schimbări, pentru și extinderea afacerilor. Apropo, după ce din asta mai urmează încă una sau nu? Încă, nu, este, vă spuneam, este salina rece, adică salina unde se păstrează în jur de recomandabil sunt 18 grade. Acum, la moment, nu sunt sigură, dar 16-18, adică e de dorit să nu fie mai multe. Pentru că ea, când este în formă rece, ea ajută la curățarea bronhiilor și căilor respiratorii, cum spuneam anterior. Dar planificăm să facem o, nu știu, mini-saună. Adică cu tot pereții de sare, tot 100% cu sare să fie plină, dar să fie caldă, saună. Pentru că ea atunci ajută la încheieturi, oase, reumatism, chestii și adică de... Că toată lumea, mai vârstnicii, ce copii mici tineri, respectiv vor curățarea bronhilor, dar vârstnicii vor, vor încheieturile. Suferă mult cu oasele. Tot aici. Adică noi, tot prin preajmă, adică o să încercăm să aplicăm încă la proiecte, dar... Există oportunitatea de a aplica repetat la același program, deci de a depune dosarul la același program? De exemplu, mai puteți odată să fiți beneficiară din păcate, anume la Femei în Afaceri, nu. Dar Udimu are și alte proiecte la care putem să aplicăm chiar cu dezvoltarea afacerii deja inițiate. Și chiar dacă a fost cu ajutorul lor, am înțeles că este și unde putem să continuăm. Da, da, da. Am înțeles. Eu atunci vă doresc spor să se împlinească și acest vis. Da, domnule. Nu ies de aici până nu aflu cu ce beneficii plec acasă. De ce poate am înțeles că ies mai tânără. Că ce e nouă se bucură de un tratament da, special. Da, exact. Pentru că sarea, în primul rând, ea curăță. Zicea microbii. Sarea curăță microbii și sarea întinerește. Că dacă ați observat, întotdeauna în, nu știu, ziceam că în murătură părinții mereu pun sare să mențină, crocant și să mențină în, pe toată iarna. Exact așa și sarea, ne conservează. Din păcate strică tehnica, dar adică ca calculator, telefonie, dar la 10 ședințe pulverizate, dar îi ne păstrează ca persoană, adică ne, plus ne ca ten, ca respirație, curăță bronhile, curăță căile respiratorii, mucozitatea o scoate din organism și ajută la... Adică nu mai fură cei care fură iau atât de puternic. Este recomandabil să, faci, să se facă 10-12 proceduri, nu mai multe, în decurs de 4-5 luni. Adică le-ai făcut 10 proceduri, peste 5 luni posibil să le repezi. Atunci când se pulverizează sarea în aer, este recomandabil să fie 45-50 de minute, 60 de minute. 45-60 de minute. Contraindicații sunt pentru cei care au, sunt cu tuberculoză acută, adică și pentru cei care au implant la inimă. Pentru că atunci când respiri, da. Da. Și copiii de la o vârstă foarte mică, de la un an. De la un anișor, da. Poți fi oaspeții dumneavoastră. Da, exact. Cu toate că am avut și un bebe, o mămică a încercat să vină cu bebe, adică nu s-a simțit rău, nu a simțit nimic, adică ceva advers. Patru zile a fost cu bebe, dar nu am pulverizat, adică a respirat pur și simplu așa cum stăm noi acum cu dumneavoastră, adică fără... Și când venim și ne relaxăm, scaunele au proprietatea de a se și întinde,
și muzica este lentă, semilumină și... Da, am avut clienți care îi trezeam ca să externase ora. De pășeau. Exact. Sincer, și eu m-am relaxat și eu m-am relaxat și observ cum tot așa mă mai las deja într-un colț. Vă mulțumesc foarte mult și inspirați într-adevăr enorm prin povestea dumneavoastră. Dați încredere, dați aripi că orice vis se poate realiza. Și mă bucur că nu ați renunțat, fiindcă ați adus atâtea beneficii pentru foarte multă lume. Dacă aveți un calcul ca câți vizitatori au trecut pragul încât în mai puțin de un an, când ați inaugurat Felina? Octombrie 2019. Da, câți oameni deja au pus aveți acolo undeva în care faceți contabilitatea? Da, sunt peste 200. Peste 200 de oameni? Peste 200, da. Ca intrări. Pentru că ca persoane, mă rog, calculăm intrările, că nu e... Da, în jur de persoane. Să vină și să vină și să scăpăm și de pandemie, astfel încât să ne putem bucura în libertate de beneficiile pe care le aduce salinoterapia. M-am simțit foarte bine alături de dumneavoastră. Mulțumesc. Și urmăritorilor noștri, celor care au undeva scris o afacere, au un plan de afaceri scris pe hârtie, să prindă curaj, să creadă în... umărul pe care îl poate pune Uniunea Europeană prin programele pe care le dezvoltă ODIHM aici în Republica Moldova. Găsiți www.odihm.md, acceptați secțiunea care ar putea să servească la dumneavoastră pentru care ați fi eligibil, deci ca să puteți beneficia de un ajutor financiar, un suport, iată că destul de mare, deci 140.000 de lei grant, din cei 300 undeva de mii pe care dumneavoastră... Și restul, știți că restul s-au găsit dacă a fost primul pas. Dacă auziți că venim noi cu primul suport, chiar s-au găsit și restul. Așa-i? Deci eu știu că am găsit exact, să împingă din spate. Exact. După aia universul își deschide toate porțile. Doamne, moldovenii fără ghiont nici nu poate. Nici nu putem de obicei să ne mișcăm, să așa, facem un pas. Există o frică aici în Republica Moldova. Să pornești o afacere, să dezvolți, dar o să meargă, nu o să meargă, dar bagi toți banii, poate vinzi uneori și niște proprietăți ca să lasezi afacere, faci niște sacrificii. Până la asta ați făcut sacrificii. Eu a doua oară să mi-au rămas bună. Dar serio, că ați făcut și niște sacrificii mari ca să porniți afacerea? Nu chiar atât de mari, pentru că aveam cât de cât aveam câteva economii. Plus am avut și suport părinților. Și suportul părinților care într-adevăr au fost alături și cu mâna, dar și financiar, adică ne-au ajutat. Împreună suntem mai puternici. Urmăriți și această pagină de Facebook să nu ratați niciun tur virtual din cadrul campaniei UE pentru Moldova Rurală. Pentru că, da, noi vom mai colinda Republica Moldova, vom mai căuta și vă vom arăta vouă istorii de afaceri de succes. Ca să vă porniți, să credeți, să prindeți aripi și să vă realizați visurile. Căci, da, se poate și noi avem puțin. Aici.